6 sfaturi pentru a crește masa musculară. Să începem! Ce faceți, prieteni? Sunt Angel. Astăzi, masă musculară. 6 sfaturi. Probabil o parte din ele le-ați mai auzit, o parte nu. Haideți să vedem, trecem repede prin ele. Numărul 1. Începe cu bazele. Un sfat simplu, dar de multe ori evitat. Adică, de fiecare dată când vrei să te apuci să crești masă musculară, ai 3 elemente de bază. Unul este antrenamentul. Trebuie să fie suficient volum de antrenament, suficientă intensitate. 2. Suficiente calorii, macronutriențe așezați bine. 3. Suficientă odihnă și recuperare. Simplu, nu. De la foarte multe persoane aud chestia asta. Oare ce supliment ar trebui să iau? Oare ce unghi ar trebui să folosesc la împins la piept? Oare crezi că dacă mă duc dimineața sau mă duc seara la sală face o diferență? Oare dacă fac sau nu fac sex sau nu știu ce se mai întâmplă? Lucrurile acestea nu sunt principale. Asigură-te că ai mai întâi bazele rezolvate și apoi îți faci grijă de celelalte detalii. Numărul 2. Asimilare și calitate versus cantitate. La ce mă refer? În momentul în care consumăm calorii, veți vedea teoretic un program de masă musculară trebuie să fie progresiv, adică să urci treptat caloriile pe măsură ce întâmpi în perioada de stagnare. Probabil, ce se va întâmpla? Vei ajunge să urci caloriile și vei vedea că nu se mai întâmplă nimic și vei urca și mai mult caloriile și nu se va întâmpla nimic. Și atunci înseamnă că nu mai asimilezi cum trebuie acei nutrienți și apoi trebuie să te uiți la calitatea alimentelor, la cât de ușor este de asimilat un, cât de ușor este de digerat un aliment și o masă. Și atunci în momentul în care schimb modul în care sunt așezate mesele, modul în care sunt construite mesele și alimentele din interiorul acelor mese, vei vedea că vei începe să ai rezultate poate mai bune și poate cu mai puține calorii. Deci dintr-un punct nu mai contează doar volumul alimentar, contează și calitatea acestuia. Numărul 3. Încărcarea progresivă este diversă diversificată, nu înseamnă doar creșterea greutății și asta aud foarte des, în special de pe la antrenorii aceștia care sunt începători, îți spun, a, singura variantă de a crește masă musculară este să adaugi greutate în plus la fie de o dată la două săptămâni, o dată la trei săptămâni, mai pui un disc de un kilogram. Lucrurile acesta funcționează doar pentru începători, doar pentru o perioadă scurtă de timp. Există nenumărate moduri de a crea un stimul nou de a crea acest segment, acest element de încărcare progresivă. Nu doar prin creșterea greutății. Pentru asta am făcut un video, mai de mult, dar în continuare foarte relevant și foarte calitativ, așa că îl voi lăsa în descriere. Este un video exclusiv pentru încărcare progresivă, dar pe scurt există mai multe metode, după cum am spus. Și veți vedea, probabil ați experimentat. Nu poți crește în forță în continuu. Pentru că dacă era așa după 10 ani de sală, făceai flexii la Biceps cu 400 de kg. Dacă era să poți pune așa câte, o, câte un kilogram, câte un kilogram la două săptămâni. Dar din păcate nu se poate. Tocmai de asta trebuie să găsi sim alte metode pentru a crea stimulul necesar pentru a crește masa musculară. Numărul 4. Antrenamentul este mai important decât crezi. Cu toate că alimentația este tot timpul pusă pe un piedestal, așa este, domnule, dacă ai alimentație totul vine de la sine. Corect, în special în perioada de slăbire, dar în perioada de masă musculară, stimulul este foarte important, adică motivul pentru care corpul trebuie să crească masă musculară, pentru că tu mănânci mai multe calorii și corpul are un surplus, dar ce face cu el? Este de fapt determinat de antrenamentul pe care îl ai. Pentru că dacă nu ai un, un stimul suficient de bun, pur și simplu te vei îngrășa. Corpul va zice ok, voi pune aceste calorii deoparte pentru mai târziu. Dar dacă creezi acest stimul de a crește masă musculară, corpul bineînțeles va reacționa. Așa că volumul de antrenament, intensitatea antrenamentului, exercițiile, modul în care execuți, lucrurile acestea sunt foarte importante. Și nu vă opriți în split. Deci de fiecare dată când vorbesc cu cineva și ne întreb. Ce antrenament faci sau ce faci la antrenament? Mi se spune, păi fac luni piept, marți, ok, am înțeles, irrelevant. Nu contează că faci luni piept, că faci marți piept, că faci vineri piept. Nu contează ce faci în ziua de piept. Cum execuți exercițiile, care este intensitatea, câte repetări mai ai până la epuizare, ce tehnici folosești, care este volumul total de exerciții într-o săptămână pentru o grupă musculară. Acestea sunt lucrurile care contează. Nu faptul că ai combinat piept cu biceps sau piept cu triceps sau piept cu deltoid. Median sau cu deltoid posterior sau cu abdomen. Lucrurile acestea mai puțin contează. Dacă la finalul săptămânii vei avea suficient volum de antrenament, acel antrenament a fost intens și ai ales exerciții din punct de vedere biomecanic, încât să lucrezi mușchiul complet corect și din mai multe puncte de tensiune, atunci cu siguranță vei avea rezultate. Cum combini grupele, mai puțin contează. Dar antrenamentul este foarte important. Merge mai departe. Numărul 5. Lucrează mușchii, nu ridica doar greutăți. Există acest concept care se numește Mind Muscle Connection sau conexiune minte mușchi. Și practic ce înseamnă? Înseamnă să simți fiecare mușchi când lucrează. Să-l simți, să-l contracti foarte eficient și așa mai departe. Și veți vedea că în momentul în care reușești să ai această conexiune conexiune minte-mușchi, care se formează nu chiar foarte repede, adică trebuie să faci câteva luni de antrenament ca să spui că simți fiecare mușchi, în momentul în care reușești să ajungi în punctul acela, vei vedea că nu va mai trebui să folosești greutăți la fel de mari. Adică vei obosi mușchiul mult mai repede pentru că reușești să-l contracti mai eficient. Pentru că dacă este să iau să ridic o ganteră, pur și simplu să ridic o ganteră, să o arunc în partea sau să o așez pe ceva, îmi folosesc poate mai mulți mușchi încât eu ridic acea ganteră și reușesc să mut acea greutate. Dar asta nu înseamnă că am lucrat eficient o grupă musculară. E, dar în momentul în care reușesc să-mi izolez o grupă, să o contract eficient, să fac exercițiul cât mai corect și cât mai eficient, vei vedea că grupa pe care încerci să o lucrezi va obosi mult mai repede și poate vei folosi greutăți chiar mai mici. Acum nu spun că nu este important să crești greutățile și să folosești greutăți mari dar încearcă să pleci cu mentalitatea de vreau să-mi lucrez mușchiul nu vreau să ridic greutăți. Dacă vrei să ridici pur și simplu greutăți cât mai mari indiferent de situație apucă de powerlifting sau apucă-te de Olympic lifting pentru că ăsta este obiectivul acolo. În partea de fitness sau culturism sau antrenament pentru îmbunătățirea esteticii, dacă vreți să-i spunem așa, contează să-ți lucrezi mușchi într-un mod eficient, nu să muți greutăți împotriva gravității. Și numărul 6. Folosește un program scris. Și ăsta este un lucru pe care recomand în special persoanelor la început și intermediare. Să zicem că avansații acolo, dacă ajungi avansat cumva, ai 5-10 ani de antrenament acolo, cumva trebuie să te menții entuziasmat. Și poți să faci ce vrei, până la urmă, încât să rămâi entuziasmat de antrenament să te duci cu plăcere. Dar la început, în momentul în care începi, până în primii 5 ani de antrenament, atunci vă recomand să aveți un program scris, pentru că așa te asiguri că ai suficient volum, așa sari peste uh, am chef, nu am chef, parcă nu aș face, parcă aș face, pentru că de multe ori ai tendința de a alege exerciții mai ușoare sau mai ineficiente, tocmai pentru că nu ai chef de exercițiile alea grele. În schimb, dacă îți scrii un antrenament, stai, poți să-ți un antrenament gata făcut, apropo avem și noi intrați pe site, <laughs> sau dacă nu vrei să-ți cumperi, ți-l faci singur și stai și ți-l scrii, te concentrezi un pic să îți creezi un antrenament eficient și apoi să te ții de el. Pentru că dacă ajungi în sală și ești, Mh, hai să vedem ce facem azi. Acolo parcă e ocupat, parcă de exercițiu la n Eh, fac două aparate și am plecat acasă. Și atunci nu vei avea o constantă în antrenamente, nu vor fi toate la fel de eficiente. Și așa fiecare antrenament va fi foarte eficient. Și acestea sunt sfaturile mele pentru a crește masă musculară. Desigur, nu sunt singurele, dar cred că sunt câteva sfaturi importante pe care sau de care, dacă țineți cont, cu siguranță veți avea rezultate cel puțin îmbunătățite. Așa că sper că v-a plăcut acest video. Bineînțeles, nu uitați de like, nu uitați să vă abonați toate cele și așa mai departe și eu postez de că lumea și pământul și ne vedem la video următor. Pa!